Cain Velasquez împotriva lui Travis Brown. Este un meci care, în mod normal, în urmă cu 2-3 ani, ar fi trebuit să fie capul de afiș al oricărui pay-per-view al UFC-ului. Cain Velasquez era un campion dominant. Mulți spun că între Cain Velasquez și Fedor Emelianenko se dispută titlul de cel mai bun greu al tuturor timpurilor. Dar, între timp, Cain Velasquez a suferit foarte multe accidente, a suferit niște accidente extrem de grave care l-au ținut departe o perioadă foarte lungă de cușcă, iar acest lucru probabil că se va vedea în evoluțiile sale. Din punctul meu de vedere, o parte a căderii lui Cain Velasquez este cauzată și de preparatorii fizici pe care i-a avut de-a lungul timpului. Pentru că ne amintim că înainte de meciul cu Verdum, pregătirea fizică a lui Velasquez a fost ușor ciudată. Facea powerlifting, își forța foarte mult spatele. Apropo, tocmai s-a operat la spate, ceea ce poate că îmi confirmă într-o oarecare măsură părerea. Și de asemenea nu se pregătea special pentru un adversar precum Verdum și nu se pregătea pentru un meci în Mexico City, care știm foarte bine că este extrem de sus, este altă altitudine, trebuie să fii pregătit cu totul și cu totul altfel. Rezultatul l-am văzut. În afară de asta, Velasquez are un umăr stricat, are spatele stricat, are un genunchi stricat. Dacă a reușit să le recupereze cum trebuie după operații, cu siguranță Cain Velasquez, care va apărea în cușcă, ar putea să fie într-o oarecare măsură mai bun decât Cain pe care îl vedeam în trecut, pentru că așa, nu mai are accidentările. Un alt avantaj al lui Cain Velasquez este legat de faptul că s-a antrenat pentru acest meci împreună cu prietenul său și adversarul său cel mai bun, și anume Daniel Cormier. Știm foarte bine că amândoi se presează reciproc foarte mult, știm bine că amândoi reușesc să scoată tot ce este mai bun din adversar și din prieten până la urmă. Cu alte cuvinte, în acest meci, dacă avem un Cain pregătit bine, dacă avem un Cain așa cum am văzut în meciul împotriva lui Bigfoot Silva, Travis Brown nu are șanse foarte mari să câștige meciul. Marele avantaj al lui Travis Brown este legat de faptul că meciul va avea doar 3 runde. Prin urmare, nu va trebui să lupte împotriva acelui rezervor incredibil de rezistență fizică pe care l-are Velasquez natural, pentru că asta se întâmpla încă din copilărie cu mexicanul. Dar să nu uităm că lucrurile încă stau sub semnul întrebării. Cum va fi Cain cel care apare în cușcă? Cum va lupta Cain cel care apare în cușcă? Aici cred că se pune problema, pentru că tactic știm foarte bine ce face Velasquez. Lovește foarte bine brațe, picioare, are un clinch excepțional, își duce adversarul la podea, îl controlează foarte bine la sol, ground and pound extrem de puternic. În principiu, în momentul în care nu ești făcut knockout de loviturile sale foarte puternice în picioare, trebuie să faci față presiunii. Faci față presiunii, poate reușești să câștigi. Nu faci față presiunii, problemele sunt foarte clar definite. Deci, prin urmare, Travis Brown știe exact cum să lupte împotriva lui Velasquez. Acum problema se pune în cu totul și cu totul altă manieră. Unde se antrenează în momentul de față Travis Brown? Se antrenează exact în aceeași sală în care se antrena Ronda Rousey. De ce a venit acolo? Discutabil. Multă lume, printre care și Brandon Shaw, spune că a venit acolo fiindcă s-a îndrăgostit de Ronda și a venit să stea alături de ea. Ar putea să fie un răspuns, pentru că, așa cum știm, sala respectivă nu prea a generat performanță. Cu excepția Rondei, care a învățat foarte bine să lucreze brațele, care a devenit o sportivă care cunoaște foarte bine tehnica de box, nu prea putem să spunem foarte multe lucruri despre antrenor Rondei, pe care de altfel îl contestă și mama Rondei. Ce am văzut la Travis Brown în ultima perioadă? A câștigat în fața lui Matt Mitrione, dar a câștigat în principiu ca urmare a unor lovituri în ochi. Știm bine că Matt Mitrione a acuzat după aceea faptul că meciul a fost pierdut ca urmare a înțepăturilor în ochi, ceea ce, într-un fel, este corect. A mai avut o înfrângere spectaculoasă împotriva lui Andrei Arlovski. Ne amintim meciul, fabulos, fabulos meciul, dar asta este pentru Travis Brown și, de asemenea, a mai avut meciul împotriva lui Brandon Shaw, pe care l-a câștigat. Trebuie să ne gândim, în schimb, la un lucru. Niciunul dintre cei trei, cu excepția lui Arlovski, nu este la nivelul lui Velasquez. Nu știu cum va fi Velasquez duminică dimineața în cușcă, dar știu care este potențialul lui Velasquez. Iar dacă Arlovski a reușit să-i pună asemenea probleme lui Travis Brown, un Velasquez în formă va face cu siguranță același lucru. Ce trebuie să facă Travis Brown pentru a câștiga meciul?
În primul rând, nu trebuie să vină aproape, nu trebuie să lase pe Velasquez să-și impună stilul său de kickboxer în combinație cu tehnica de luptă. Trebuie să stea departe, trebuie să încerce lovituri lungi, deși nu, de ce nu tehnica acelea de picior, cum au fost cele care l-au făcut knockout pe Overeem. De asemenea, trebuie să bazeze foarte mult pe brațe. În schimb, trebuie să fiu foarte atent cu degetele deschise, pentru că probabil că arbitrii vor fi foarte atenți, având în vedere ce s-a întâmplat în meciul împotriva lui Matt Mitrione. De asemenea, trebuie să folosească mult de genunchi, să facă spațiu și să nu se arunce pe adversar. Este un meci extrem, extrem de interesant și foarte greu de citit, pentru că tehnico-tactic știm ce trebuie să facă oricare dintre cei doi luptători. În schimb, sunt atât de multe variabile pe care nu le cunoaștem, încât meciul acesta trebuie văzut cu siguranță. Variabile principale sunt legate de cum va reveni Cain Velasquez după atâția ani, cât de bun a fost sparring partnerii lui Travis Brown și mai ales cine va reuși să își impună voința. Este un meci senzațional, un meci într-adevăr pentru cunoscători, dar un meci care cu siguranță poate să fie fight of the night, poate să fie de asemenea knockout of the night. Nu cred că se pune problema să fie submission of the night, bine, deși au cam dispărut în ultima parte aceste denumiri, dar cu siguranță este un meci pe care trebuie neapărat să-l vedem, pentru că nu știu ce să spun. Aș merge pe Velasquez, în principiu, dacă ar fi avut câteva meciuri constante în ultimii ani, și faptul că aș merge pe Velasquez este și legat de faptul că port tricoul lui Cain Velasquez, pentru că întotdeauna mi-a plăcut acest luptător extraordinar, dar în seara de duminică, de fapt în dimineața de duminică, nu știu. Nu știu cine poate să câștige, dar știu cu siguranță că va fi un meci fabulos.